psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Așa ne începem săptămâna pe drum cu prioritate la psiholog, cel puțin așa începem ora 17 de pe drum cu prioritate. Raluca Anton, bine ai venit! Bine v-am găsit, servus! Mă bucur să ne vedem din nou pe Skype, într-o transmisie ce poate fi urmărită și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Astăzi, Raluca, ne-am propus să vorbim despre escrocii notorii, exemplele cele mai puternice despre care am tot vorbit astăzi pe drum cu prioritate, pornind de la diverse documentare. Ana Sorokin și escrocul de pe Tinder, cel puțin escrocul de pe Tinder a avut un mare succes pe Netflix. Sunt cazuri reale, sunt cazuri spectaculoase de impostură, însă adevăratul mister, dacă pot spune așa, vine de la susținerea pe care aceste personaje o au din partea multor oameni care cumva se regăsesc în acțiunile lor, dacă nu cumva chiar le sprijină, și suntem curioși de ce se întâmplă treaba asta până la urmă. Până la urmă, exact cum spui și tu, ce fenomen interesant că ajungem să susținem pe cineva care, de fapt, face niște, are niște comportamente pe care noi le-am condamnat sau pe care societatea le condamnă. Însă, în același timp, poate că ar merita să ne uităm la ce se întâmplă, de fapt, ca fenomen acolo. Dincolo de faptul că este o impostură și de faptul că vorbim aici despre furt, despre trădare, despre înșelătorie, vorbim aici despre cineva care a reușit să încalce normele sociale, care a reușit să încalce eticheta, care a reușit să facă ceva ce poate mulți dintre noi ne-am dori în anumite momente și nu reușim să facem asta sau nu ne dorim să facem asta pentru că avem o etică, o morală, o deontologie. Și atunci, aceste comportamente sunt în marea majoritate a cazurilor inhibate. Nu ne implicăm în astfel de contexte. Dar în același timp, sigur că pentru că este de foarte multe ori în spate și frustrare, mai ales când vine vorba de componenta asta financiară, cred că undeva așa în colțul minții, fiecare dintre noi ne-am imaginat că am fi un soi de Robin Hood care cucerește niște lucruri și încalcă niște norme. Și pe de altă parte, aceste cazuri sunt foarte atractive tocmai pentru că sunt atât de diferite și tocmai pentru că acest om practic ce-a făcut? Și-a dat voie să facă ceva ce noi nu ne-am dat voie niciodată să facem. Și e interesant de văzut cum, deși a permis în ghilimele un astfel de om să facă aceste lucruri. De Robin Hood, pe care l-ai adus în discuție ceva mai devreme, luat de la bogați și dădea la săraci. Și dădea la săraci, cel puțin sigur. În cazul escrocului de pe Tinder, este vorba de foarte multă suferință. Femei care au fost înșelate și pe plan material și pe plan sentimental. Și cu toate acestea, escrocul de pe Tinder are foarte mulți fani și susținători pe internet, în viața reală. Nu mă refer la cei care apreciază documentalul, pur și simplu. Doar că, până la urmă, hai să ne uităm ce a obținut acest om. Exact așa cum ce a obținut Ana Sorokin, de fapt, în toată povestea asta. Da? Vorbim despre bani sau vorbim despre conexiune umană. Și cred că aceste două nevoi stau în mintea și în sufletul fiecăruia dintre noi. Și eu cred că oamenii îi urmăresc, dincolo de faptul că, sigur, nu ne gândim că ni s-ar putea întâmpla nouă sau e un fenomen atât de rar întâlnit, pe lângă curiozitate, pe lângă faptul că mă gândesc că mie nu mi s-ar întâmpla chestia asta, cred că, pe de altă parte, oamenii urmăresc astfel de fenomene pentru că acești oameni reușesc să își îndeplinească o nevoie pe care noi poate nu reușim să ne o îndeplinim. Și e curiozitatea asta acolo în spate care vine din, dar ce au făcut oamenii ăștia de au putut să obțină banii respectiv, să nu fie prinși atâția ani, să nu uităm că povesteam cu Alexandra azi apropo de povestea asta și îmi spunea că din închisoare reușește să facă bani. Și cred că până la urmă ne uităm la acest fenomen care este atât de interesant. Cum reușește un astfel de om să construiască o astfel de poveste? Bine, avem exemplele noastre și la noi în țară, când tot din închisoare e metoda accidentul, tot felul de metode de a înșela oamenii puse la cale acolo, chiar în închisoare, de ce spuneai și tu cum de acești oameni au atât de mulți urmăritori în mediul online, eu cred că asta ține și de educația pe care nu o avem când vine vorba de mediile sociale. Și mai vine cu, că ascultăm, mai gândim la un lucru, faptul că nu realizăm cât de mare este impactul pe care mediile sociale ar putea să îl aibă asupra minții noastre și asupra minții adolescenților și a copiilor. Și numai uitându-ne la comportamentul acesta de urmărire a acestor oameni, putem să ne dăm seama că cei care îi urmăresc nu conștientizează de fapt că acesta pe termen lung ar putea fi un cost pentru ei, pentru că poate crește în interior furia, de exemplu, nedreptatea. Și în același timp, poate că unii dintre adolescenți ar putea zice, bă, dar cum ar fi să încerc și eu să fac asta?
Și ne gândim acolo caracteristicile adolescenților care sunt. Nu prezic foarte bine timpul, nu prezic foarte bine viitorul, nu anticipează diverse situații periculoase și cred că aici ține foarte mult și de noi, cei care vorbim în spațiul online, cei care avem poate cuvinte de spus în domeniile noastre de activitate, să venim cu o zonă de educație când vine vorba de ce înseamnă social media și lucrurile pe care le urmărim acolo. Și pericolele ce pot fi întâlnite pe aceste rețele de socializare. La Luca Anton, psihoterapeutul nostru, mulțumesc foarte mult pentru explicații și de-abia aștept reîntâlnirea de săptămâna viitoare. Să ne vedem cu bine luni. Servus! Seară bună! Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM. Păi, vă vine să credeți întâmplarea cu nenea ala care a luat arma unui militar din gardă? E ceva... Săracul militar. Da. În sensul că dacă ești în gardă, trebuie să fii în gardă la propriu. Iată, bravo!